Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de Minecraft The Lab. Suntem aici pe Hive MC ca de obicei și v-aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți în continuare episoade să strângem cât mai multe, nu-i așa, Dani? Bineînțeles, și ești alături de... gazda mea, sunt alături de gazda mea, Dani Den. Care a zis... tu ai zis că o să mă bați azi, așa-i? Aha. Deci fii atent cum funcționează minigame-ul în cazul în care încă nu ți-ai dat seama. Ăla apasă pe manetă și se extrag random 3 minigame-uri. Mi-am dat seama, catastrofii. Oh, ce faci cu mob? Trebuie să nimerești mobi. Rocket Race e genial, dar WhackAMole e urât rău de tot. Și apăsați și un like dacă veți în continuare episoadele de Lab. Mi-e cam frică. Hai că ne-am teleportat, catastrofic, din nou acest minigame, Dani. Și da, în episodul trecut l-am avut și a fost catastrofă totală. Yep. Bă, ce pot să spun? Tot rău spre mine o să... știi care e faza? Eu am o strategie bună aici, însă ideea e că dacă vin mulți după mine, îmi pierd toată strategia. Știu ce vrei să faci astea. Rol! Bă! Bă, du-te din colț. Bă! Cât ai? 2. E bune că ai 2. 23 acum. 23. Mamă, ești nebună, ăla de pe locul întâi cred că are 0. Ce părere ai de asta? Hai, ești locul 1. Da, momentan. Mă feresc și eu. Da, totuși am ceva. Am 19, adică. Tu cât ai? 54. 54 deja? Ești pe locul 2 cu 54. Yep. Aolo, nu, gata, m-am dus. Cât ai? 140. Nu înțeleg cum. Ca unul după mine. 38, oh my god. 55. Nu e bine ce se întâmplă. 68 am. Vezi că o să rămân primul? Da. Glumeam, nu. Cât ai? 85. Cât ai? 161. Eu nu mai pot. Cad astea în continuu. Oh my god, am fost pe locul 1, da, nici părerea. Iar am fost pe locul 3, nu pot să cred. Păi ești nebun, cum am fost pe locul 1? Deci chiar nu-mi dau seama cum reușesc să ajung pe locul 1. Oh my god, urăsc ăsta. Trebuie să lovești mobi cu arcul. Înțelegi? Păi trebuie să-i dau pe... de fapt mi-a spus strategia. Și cu cât lovești mobi de mai departe, cu atât e mai multe puncte. Știi? Da, urăsc minigame-ul ăsta oficial. Cât ai? 92, tu? Cât ai? 77. Oricum urăsc minigame-ul ăsta, nu mă aștept să iau locul 1, deși apare în momentan sunt pe 1. Dar am o strategie oricum. Bă, dacă aș ști să nimeresc cu oricul, aș avea o șansă. A, știu care e strategia ta. Dau în spate. Mai e strategia mea, sincer. Și îmi pas 470 ceva, tu? 500. Păi tu nici măcar nu ești în top, da, nici tu mă întrebi pe mine cât am. Tu cât ai? Nu comentez. Zi. 273. Am ok ceva. Și am impresia că erau și cu armură de gold ceva, nu? Nu mai știu. Parcă așa mă amintesc că mai apăreau și cu armură de gold. Ideea e că trebuie să-i lovești pe aia din spate. Dacă lovești pe aia din față, n-are rost. Că îți dau foarte puține aia din față. Știi? Cam asta e cea mai bună strategie. Dar urăsc minigame-ul ăsta, chiar dacă mă descurc. Hai că e bine. Până acum m-am descurcat destul de decent, nu? Lasă-mă în pace. Tu n-ai luat niciun punct? Nu. Am o urmă pe mână. Ce face asta? Rocket Race, trebuie să colectezi minereurile și să le aduci înapoi la baza ta. Deci pur și simplu iei un minereu, vin apoi la baza ta, știi? Au unele mai multe puncte? Nu cred, sunt la fel, am impresia. Serios? Da. Minereu să fie. Și ei câte unul? Da, câte unul. Nu e mai multe? Poate mai multe? Nu știu. Câte unul, câte unul. Asta e ideea. Cât ai? Două. Două? Da. Eu am 7, cum ai 2? Nu știu, nu găsesc. Păi ești nebun. Nu pot să cred că nu sunt pe 1. Sunt pe 1 acum. Am fost pe 1, ești nebun? Mai urăi și eu cu ăsta, nu mai intru niciodată pe Minecraft, las. Câte puncte ai? Un punct. Lasă-mă, tai. Bravo, Dani, hai că mai jucăm încă o rundă. Dani? Da. Ce faci acolo jos? Lasă-mă, plec. Nu plec. Auzi, muzica, ce părere ai de ea? Eu pe, muzica îmi place. Te face să vrei să te șuci mai mult. Hai să jucăm încă unul. Și intră pe serverul ăsta cu 4, primul, Lab 5. Aș intra pe ăla full, dar tu n-ai premium. Pe Hive. Hai, da. Am intrat. Și ce minigame-uri ai jucat în ultimul timp? Stai. Ce-ți sună, mă, acolo? Coolerul? What the fuck? Se aude un autobuz de... Nu autobuz, o mașină de afară. Mamă, ești nebun. Hai că nu mai sună acum. E bine. Hai că începe 9 secunde. Ești pregătit? Nu. Deci vreau să mă bați aici. Și eu vreau să bat. Atât îmi doresc. Să mă bați la o rundă. Mă rog, un match. Ce se aude? Mamă, m-a speriat că-i bormașina. What the fuck? Ce bormașină? Trebuie să-i dai atenție lui ăsta. Hai să vedem, Dani, ce jucăm azi. Spleg. Ah, îmi place. Big Racing, mamă, la Big Racing ești expert. Gold Rush. La Gold Rush te știi și tu cât de cât. Deci trebuie să am mare grijă. Hai, Dani, ești pregătit? Da. Hai că m-am teleportat. Sunt aici. Splegu mi se pare o prostie. Urăsc Splegu. Îmi place mult Splegu. Urăsc Splegu. O să vezi tu cât de greu e. Eu te urmăresc numai pe tine dacă te prind. Deci mai bine nu. L-am aruncat pe unul. Eu încă sus de tot, și tu? Da. Ce faci, mă? Tu te dai în mine? Nu. Bă, Dani, vino aici. Sunt nebun. Oh. Nu mai aveam unde să sar. Am fost eliminat. Din prima, așa? Da, am găsit pe lângă. Am vrut să fac parcurs și mi-a stat fix blocul ăla. Păi ești nebun? Uite-te, uite-te la mine. Nu poți să stai acolo singur, să spargi toate... Păi nu, că dau aia de jos. A, am văzut. Băga mi-a și piciorul, Dani. Căzui, dar oricum aici e chill. Pana mea! M-ai omorât. Eu? Da. Nu eu, că ai făcut tu parcurs și ai murit. Nu, mi-a luat cineva blocul fix când săream. Dar nu eram eu. Din păcate. S-au căzut? L-au omorât? Bun. Câți mai suntem? 3. Nu pot să cred. Ce nu poți să crezi? Că de așa de sus ca șmecherul, doar pentru... Ăla-i sus de tot? Nu știu, stai să mă uit. Da, și stă într-un colț ascuns. Uite-l aici. Ia uite-l, mă! Cum s-a dus, ai văzut? Au, lasă-mă în pace, pleacă. Cum s-a dus, mă, băiatul ăsta? Hai să punem un 2 puncte de. Mamă, la Pig Racing eram expert. Nu știu dacă mai știu să joc, dar sper să nu. Cum se joacă Pig Racing? Fii atent, trebuie să apeși pe mărul din inventar. Care mă? Parcă, ți-l dă imediat, de multe ori. Dacă apeși pe cealaltă chestie, ai început de la început. Nu, pe emerald, pe emerald apasă, nu pe măr. Deci doar pe emerald. Dacă apeși pe măr, e ca și cum n-ai făcut nimic. Păi tu faci de la mouse sau de la tastatură? Păi cum ar trebui să fac? Fac de la tastatură, că e mult mai rapid. Cum faci? Apăs pe 3, când e pe 3, pe 5, pe 9. Cât ai? Nu-mi zice. Tu? Nu-mi zice. Am fost pe 2! Fuck, Dani. Mi-am luat bătaie. Nu există vreo chestie gen să folosești tastatura? Mă refer să apeși space, un fel de enter să confirme mesajul. Nu știu la ce te referi, sincer. Dar frate, n-am luat nici macarul. Mamă. Dă-te. Dă-te tu, că eu mă duc în zona mea. Acum mama vorbește cu câinele când filmăm. Ei, ok, Dani, nu-ți fă griji. O să vorbesc și eu cu pisica în fiecare zi. Oh, stai așa. Să vezi cum o să mă apuc eu. O să-mi las pisica aici lângă mine și o să vorbesc cu ea în fiecare episod. Bine. Doamne, abia aștept să-mi iau pisică. Deci cred că asta e cea mai bună chestie care se întâmplă în viața mea în ultimii ani. Știu. Ce pe ai? Ești mai chiar. Ai și tu pisică? Mhm. Și doarme acum? Da. Pe bune? Da. Cum doarme? Foarte frumos, mama în brațe. Ochii închiși? Da. Vreau și eu o pisică. Adopt una. Păi și eu am adoptat una acum o săptămână și jumătate. Mama zicea să cumpăr una de rasă, de-aia am zis la mama că eu iubesc o pisică indiferent de rasă. Frumos? Nu, no. Cât aur ai? 58. Aha. Tu cât ai? 35. Păi dacă auzeam pe mama cum urla după bani. Glumesc, am 46. Să mor tu și nici în top nu sunt? Vezi că e strâns. Am 53. Vezi că e foarte strâns. Știu că e foarte strâns. Și n-am ce să fac. Ok, gata, nu mai sparg. Cât ai avut? Maxim 60, cam ceva de genul ăsta. 60 ceva, tu? 45. E strâns rău, Dani. Hai bă, pe bune, iară eu. N-am avut nici măcar un punct. Cum e posibil? Nu mai comentez absolut nimic. Oricum, cam atât cu acest episod de The Lab. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Max și am fost alături de Dani. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!